Salutare voi băieți și bine ați revenit la un nou vlog. De data aceasta o să facem ramele la mașină după cum v-am promis. O să mergem să lăsăm mașina la băiatul ăla unde trebuie să le facă, pentru că sunt foarte grele, astea nu le pot face acasă pentru că sunt mai grele. Nu prea mă pricep la înfolia ramele pe exterior, că mai dechisită treaba puțin. E mai de profesioniști. O să vă las niște cadre cum arată ele acum. Ele sunt înfoliate, dar nu-s bine. Să vede silverul ăla pe lângă. Să vede cromul ăla. Mergem să-i facem un dicrom ca lumea, cred eu. Dacă nu o să vedeți, dacă o să iasă bine sau nu. Da, o să vă las niște cadre. Mașina e, cât e ceas acum? E 2 jumate, ceva de genul. Mergem, o ducem acum. Facem vreo jumătate de oră până la omul ăla. Nu știu dacă o să vă las niște cadre, cum am zis de afară, cum câte se livrele acum. Probabil o să vă las niște cadre acolo când lăs mașina cu acolo, o să vă las niște cadre la shop-ul omului. Așa, și mașina o luăm tuma mâine. Mâine dimineață s-a apucat de ea. O zis că durează între 4-5 ore. Și o să o vedem mâine. O să o vedeți și voi mâine. Nu pot să stau acolo pentru că mai am și eu niște treabă și probabil și el e busy, nu știu, n-am idei, dar nu o să stau acolo pentru că mai am eu niște treabă. Așa e, și trebuie să o termin. Și mașina o să o luăm dimineața. O să o luăm mâine, nu dimineața. Mâine dimineața apucă de ea 4-5 ore. Pe la 1-2 probabil o să mă duc după ea să o iau și o să vedeți cum arată cu noile trimuri făcute din nou, de crom. Așa e, și sper să fie frumos. Și cine din Irlanda o să las shop-ul, dacă o să iasă bine, o să vă las numele, că eu nu iau niciun ban pe chestia asta, dar o să vă las dacă o să iasă bine. Am fost la cineva, dacă cineva din Irlanda și nu vrea să ducă, să dea de omul ăsta unde am foliat eu, e foarte ieftin ca bani, dar, na, treaba e, o făcut de banii ăia, așa e, poate să-mi las un coment. Că eu pot să-i dau un tips să se ducă sau nu, și pentru nou om unde mergem acum o să vă dau din nou un tips dacă e bine sau nu. Rămâneți, stați aproape că să vedem cum ies. Sunt curios și eu. Hai, ne vedem mâine când luăm mașina de la om. Mâine pe la 1-2 o să filmez. Bine, pentru voi imediat, pentru mine e a doua zi. Aia e, hai! Peace. Trapped behind bars, it's like I'm on Mars, scorching hot. Life can be hard, but it's what we do. Take it to the top. Yeah, yeah, yeah. Mai tare ca ăsta și mai tare ca celălalt, deci e ce mai tare.
așa ea. Sper că v-a plăcut vlogul acesta. Vă scuzați că am filmat cam târziu, dar da, am fost și eu în concediu. Și da, noi am venit în zona asta aici să facem și niște pozi. Vă găsiți pe Instagram SBY93JosTim. Vă aștept acolo să vedeți ce poze fac. Nu prea profesionale, dar da, uitați-vă acolo, căutați-mă. Acolo postez orice pe Instagram. Și da, căutați-mă și pe TikTok. Și apropo, cine înțelege ceea ce spun, mulțumesc pentru cei 15.000 de follow. Am făcut 15.000, așa ea. Și da, da, ne vedem și pe TikTok, același nume, SBY93JosTim. Și da, dacă aveți comentarii, lăsați-mi un lucru ca comentarii. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. M-ar ajuta eu în cazul continuului. Așa, noi oricum continuăm, dar așa se spune. Așa e. Și da, o să vă las niște cadre cum așa și noi ne vrem data viitoare. Pa, peace!